Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre campania Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate, o campanie pe care aș putea să spun că o dedicăm sistemului nostru imunitar, pentru că iată de cel puțin un an și câteva luni încoace sunt anumite cuvinte care stau pe buzele tuturor, precum emoții negative, anxietate, depresie, sistem imunitar, boală și așa mai departe. Astăzi este alături de noi colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, și vorbim în cadrul acestei campanii despre somn. Da, și somnul este foarte important pentru a avea o sănătate bună, pentru a avea un sistem imunitar foarte bun. Și pornim discuția noastră de la cartea Cum să dormi inteligent. 21 de strategii fundamentale pentru a dobândi un corp mai sănătos, o stare generală de bine și mai mult succes cu ajutorul somnului. O carte de Sean Stevenson, publicată în colecția Terapia a editurii Herald. O colecție, aș putea să spun, plină de astfel de cărți minunate despre cum rezolvăm problemele durerilor acute și cronice, iată, despre somn, despre tot felul de terapii complementare, terapii alternative, care pe lângă medicina alopată tradițională ne ajută să avem o sănătate mai bună și să ne menținem, să ne păstrăm în parametri, aș spune eu, funcționali, optim, dacă vrem, sănătatea și sistemul imunitar. Bună, Sorin, bună ziua tuturor! Mă bucur că avem curajul să facem o astfel de campanie după ce toată lumea a celebrat mai cumpătat, poate cu mai puțin prieteni la masă, dar cu certitudine am celebrat. Românii nu se dezic de celebrările acestea și Paștele a trecut și prin viața noastră din 2021, poate lăsându-ne cu niște kilograme în plus, poate cu niște, organe care au obosit de rutina aceasta de celebrare, care de cele mai multe ori la români înseamnă să mănânci, să bei, să consumi cu prietenii, să închini un pahar și eventual să stai până mai târziu. Mai ales dacă vorbim de cei care după 12 noaptea de Paște chiar au făcut un al doilea revelion în unele zone ale României, chiar se mănâncă seara după 12 de la înviere. Asta ca fapt divers. Ei bine, campania cred că se potrivește acestui moment. Vrei să spui ceva, te rog. Da, că la noi, o completare, la noi are așa un caracter mai festivist. Și e straniu că noi am mai discutat, ar trebui să ne întoarcem către noi și către spiritualitate și către multe alte lucruri, iar noi ne ducem tot în zona asta festivistă, indiferent că vorbim despre Crăciun sau despre Paște, aceleași probleme ca de fiecare dată. Pentru că e mai ușor să vezi ce se întâmplă în exterior și să rămâi ancorat poate în celebrările acestea culturale, care, mă rog, și ele sunt în pas cu timpurile prin care trecem, decât să înțelegi că ele au și o, poate, origine sau poate chiar o continuare în universul interior, care este simbolic și nu are nevoie de atâtea calorii și nici de atâtea animale sacrificate. Se poate transforma simbolul sacrificării și în altceva în această epocă, zic eu. Dar, mă rog, este doar o idee personală. De ce vorbim despre această carte și această campanie în acest moment? Pentru că am ales în colecția noastră Terapia să publicăm o serie de cărți care să vină bazate, pe de o parte, pe cele mai recente studii din medicină funcțională, din medicină integrativă, din studii de neurobiologie, care împreună cu metode mai puțin denumite ca fiind metode clasice medicale, să ne poată ajuta, fără să fie nevoie poate să ajungem în primă instanță la un medic sau la un terapeut, să facem ceva în viața noastră, să facem un prim pas către această stare de echilibru despre care vorbim și noi în această campanie. Starea de echilibru, bineînțeles, cum punctăm prin toate cărțile pe care le-am adunat sub această umbrelă tematică, este un cumul de factori, sau mai bine zis, este un întreg sistem care are mult mai multe cămăruțe și mult mai multe șuruburi la care putem umbla, astfel încât starea generală de echilibru, de sănătate, de bine, să fie rezultatul a ceea ce facem măcar
puțin câte puțin în fiecare zi. Vorbim despre somn, această extraordinară parte a vieții noastre pe care, culmea, nu o punem în centrul atenției prea mult, despre care avem în mod poate eronat senzația că știm destule doar pentru că este o funcție naturală a corpului uman care survine fără ca noi să alegem conștient să facem asta, ba din contră, de cele mai multe ori alegem conștient să nu ne odihnim, să nu ne odihnim cât trebuie, să nu ne odihnim când trebuie și să nu ne gândim aproape deloc la unde dormim, cu ce ne îmbrăcăm când dormim, care sunt condițiile optime pentru un somn până la urmă profund și la ce folosește acest somn. Dacă se poate să mai pierdem și câteva nopți, mai ales în prima jumătate a vieții, ca nopți albe, o facem fără să ne gândim dacă există un efect în acest sens pe termen lung și pe termen scurt. Ei bine, atunci când ne-am hotărât să publicăm un astfel de titlu în colecția Terapia, am făcut-o bazându-ne pe câteva argumente care au scos în evidență cartea lui Sean Stevenson, acest tânăr care în urma unui accident personal pe pista de alergare, în perioada în care adolescent fiind la liceu, se pregătea pentru o carieră de atlet de performanță, dintr-o dată, în timp ce alergă, suferă un accident de rupere de os iliac, ceva ce este absolut nenatural pentru un tânăr de 15 ani. Trece printr-o perioadă în care mai mulți specialiști îl consultă, rezultatul fiind că ar trebui să meargă în baston pentru restul vieții, sportul nu mai era de mult și cariera de atlet nu mai era deloc în previziunile pentru viitorul lui. Suferă, bineînțeles, și partea depresivă, suferă și durerile cronice în corp, și în cele din urmă reușește să-și schimbe studiile universitare, aplicându-și interesul mai degrabă asupra biologiei, kinesiologiei, asupra medicinii funcționale, în încercarea de a găsi o soluție acolo unde chiar și medicii spuneau că nu există și că urmează să aibă de la 15-16 ani o viață în parametrii unui om de 80 de ani. Să spui asta unui tânăr este absolut finalul vieții. Și atunci tânărul nostru autor, pe vremea aceea tânăr, a plecat într-o călătorie, a pornit într-o călătorie de descoperire a lucrurilor pe care el însuși poate să le facă singur, astfel încât starea lui de bine să se amelioreze. Și am să vă împărtășesc primele paragrafe din introducerea acestei cărți, ca să vă dau puțin gustul modului în care scrie, dar și punctului de vedere din care el povestește despre somn cu noi toți. Sean Stevenson spune astfel în prefață: a ști să te odihnești cum trebuie nu seamănă deloc cu a fi bun la baseball sau la vorbitul în public. Nu primești medalii dacă dormi bine și nimeni nu-ți cântă osanale, indiferent cât de grozav ai fi la asta. În general, abilitatea de a dormi bine este ceva foarte personal, până când nu-ți mai iese așa de bine și incapacitatea de a dormi începe să se infiltreze în alte părți ale vieții tale. Problemele mele cu somnul au defilat în văzul lumii, braț la braț, cu problemele de greutate și sănătate și totuși în multe privințe am continuat să le ignor. Toți vedeau că m-am îngrășat și observau că am dureri din cauza unor probleme teribile de sănătate, dar nu exista niciun martor al chinului îndurat noapte de noapte când puneam capul pe pernă. Era o suferință tăcută cu care mă luptam singur. Din fericire, la capătul tunelului se întrezărea o lumină. Nu mi-aș fi putut croi un drum de întoarcere la starea de sănătate dacă nu mi-aș fi ușurat mai întâi calea spre un somn mai bun. Și de ce spun că este o carte pe care am selectat-o dintre multe titluri care astăzi se pot găsi în lume, în librărie, în limba română, la o simplă căutare despre somn? Există o groază de rezultate cu cărți în acest sens. Nouă ne-a atras atenția acest titlu semnat de Sean Stevenson, în primul rând pentru că el prezintă în mod integrativ povestea somnului. Toate capitolele din această carte sunt de fapt o incursiune în palierele pe care somnul le impactează în viața noastră. Și ca să vă dau câteva exemple despre zonele pe care somnul le impactează, cartea povestește despre rutina de dormit și cât de important este cum dormim, când dormim, cât dormim. Vorbește despre perioada de aur când somnul este cel mai odihnitor, lucru despre care sunt absolut sigură că nimeni nu știe să spună mai multe detalii. Efectele tehnologiei sau mai bine zis al luminii electrice și al ecranelor cu lumina albastră pe care atunci când le folosim înainte de somn, ele generează în interiorul creierului nostru o avalanșă sau mai bine zis o blocare de substanțe sănătoase
numeroase, o avalanșă de blocaje în acest sens și somnul nostru pierde din calitate și profunzime. În cartea lui despre somn vorbește despre efectele luminii artificiale asupra creierului, despre lumina solară și efectul său asupra noastră și, bineînțeles, toată lumea a auzit în această perioadă despre efectele vitaminei D, despre lumina soarelui asupra sistemului imunitar și când vorbim negreșit despre sistemul imunitar, vorbim și despre somn ca o parte de rutină sănătoasă pentru menținerea sistemului imunitar în parametri echilibrați. Un alt capitol din carte este conectat discuției despre conectarea cu natura și împământare și modul în care ionii din atmosferă pot fi într-un fel puși să lucreze în favoarea noastră dacă înțelegem ce înseamnă de fapt pentru corpul nostru conectarea cu pământul, starea de împământare și cumva expunerea la un câmp electric ionizat în favoarea noastră. Vorbește despre meditație și partea aceasta a minții noastre care trebuie pregătită pentru intrarea în starea de somn. Că nu este neapărat o întâmplare că ni se face somn și atunci adormim la televizor, cu siguranță vom dormi în cel mai plăcut mod, ci că mai degrabă a te pregăti pentru starea de somn cu o rutină de 10-15 minute în care să meditezi sau poate să citești un text ușor relaxant, nici de cum unul încărcat sau tehnic sau științific, sunt niște lucruri simple pe care le poți face astfel încât tu să pregătești chimic intrarea creierului tău în starea de odihnă profundă. Vorbește despre cum ar trebui să arate spațiul de dormit și niște detalii pe care le lăsăm absolut la voia întâmplării, iar dacă aveți prieteni de care ați auzit că nu pot dormi cu sunetul pornit în jurul lor sau cu lumină puternică de la neoanele de afară sau poate cu lumină în cameră, ei bine, acestea nu sunt niște preferințe personale, mai degrabă sunt niște oameni foarte sensibili la stimul la care cu toții suntem sensibili, poate ușor diferențiat, dar care fac diferența de calitate în somnul de care ne putem bucura pe parcursul nopții dacă sunt folosite cum trebuie, mai degrabă fără sunet, fără lumină și dacă se poate cu fără aparatură electrică în cameră. Ei bine, astea sunt doar câteva idei care o să vedeți în cartea argumentat, de ce ele nu sunt niște invenții. Sunt efectiv articulate în jurul unor argumente științifice care rezultă că avem nevoie ca spațiul de dormit să fie un templu aproape în care să facem doar asta dacă se poate. Vorbește despre hormoni și cofeină. Avem un capitol întreg dedicat modului în care cofeina acționează asupra corpului nostru. Și un alt lucru care îmi place la această carte și pe care îl recomand este că decât să faci un research pe internet la 20 de articole despre ce înseamnă somnul sau despre efectul cofeinei asupra corpului tău și asupra somnului, aș prefera să citesc un capitol bine documentat cu argumente științifice care este semnat până la urmă de un autor care asta a făcut în ultimii 15-20 de ani. Sean Stevenson s-a pregătit și a activat în zona de wellness, are o companie care promovează valorile sănătății și wellness-ului, este instructor de fitness și este un personaj care în primul rând s-a documentat despre ce înseamnă sănătate pentru corpul său pentru a-și reveni el însuși la starea de sănătate și echilibru de sistem imunitar. Câteva dintre beneficiile despre care Sean Stevenson spune că o să avem parte dacă ne punem la punct cu ceea ce cartea prezintă în mod argumentat și științific, dar și într-un mod foarte amuzant, și asta e un alt punct cheie pentru care l-am ales pe Sean Stevenson, este un autor fresh care scrie pentru publicul larg, pe înțelesul tuturor, într-un mod argumentat științific și cu mult umor. Beneficiile pe care noi le putem câștiga dacă ne construim o rutină de somn sănătoasă și conștient organizată, el spune că sunt de la faptul că vom vedea în primul rând că vom avea o piele mult mai sănătoasă și un aspect fizic general de prospețime, că vom simți o revigorare emoțională, ceea ce negreșit se va manifesta și în relațiile noastre care vor deveni mult mai armonioase. Somnul odihnitor scade riscul de atacuri cerebrale și boli cardiovasculare și știm într-adevăr că lipsa de somn sau somnul precar pe un termen lung între o săptămână și câteva luni
poate să ducă negreșit la apariția bolilor cardiovasculare, cum este de fapt infarctul. Vorbește despre faptul că având o concentrare mai ridicată în urma unui somn odihnitor, cu siguranță și accidentele din viața de zi cu zi vor fi mult mai puține. Vorbește, apropo de sistemul imunitar, despre inflamație scăzută și explică în corp în mod foarte, foarte ușor de înțeles pentru toată lumea care este legătura între inflamația în corp și somnul de noapte și cum anume se întâmplă acest miraculos miraculos proces despre care chiar vreau să vă împărtășesc pentru că este unul dintre lucrurile care pe mine m-a impresionat când am descoperit și în această carte argumentat prezentat acest proces. În timpul nopții, de fapt, una dintre funcțiile cele mai importante ale somnului este această pace corporală și adunare a energiei din fiecare organ din corpul nostru, astfel încât lichidul cefalorachidian să intre în creierul nostru și să invadeze întregul creier cu această substanță care, de fapt, curăță toxinele din interiorul creierului și din interiorul mădupei și din interiorul corpului nostru în general, fapt care ne face să simțim dimineața că suntem regenerați. Cam asta este miracolul sau unul dintre miracolele pe care somnul le face pentru noi. Vorbește despre efectul întăririi sistemului imunitar în această carte, vorbește despre echilibrarea sistemului hormonal prin odihna bine administrată și despre, bineînțeles, susținerea pierderii în greutate cu mai multă rapiditate. Și cred că ăsta este unul dintre lucrurile amuzante pe care poate nu mulți dintre noi le cunosc. Dacă nu te odihnești când trebuie, dacă nu faci exerciții fizice când trebuie, spre exemplu, înaintea somnului nu faci exerciții fizice și în carte se explică concret ce mecanisme fiziologice au loc dacă nu faci exerciții fizice când trebuie și cum îți impactează acest lucru somnul de noapte, cum mușchii tăi nu se pot relaxa și nu își pot reveni pentru performanță a doua zi. Cert este că, așa cum am spus și la început, cartea prezintă în mod integrativ din punctul de vedere al medicinii funcționale ce face somnul în acest ecosistem, aș spune, al sistemului imunitar, care într-adevăr este alcătuit din subsisteme și organe și funcții ale glandelor hormonale care conduc până la urmă, dacă ele funcționează echilibrat împreună, dar și separat, la o stare generală de bine. Ceea ce cred că este în continuare punctul care ne-a făcut pe noi să ne hotărâm să publicăm această carte a lui Sean Stevenson este faptul că la finalul cărții veți descoperi un program de 14 zile, un jurnal pe care îl puteți completa chiar în interiorul cărții, dacă nu vreți să-l faceți într-un jurnal separat, cu câțiva parametri pe care să-i aveți în vedere să puteți să vă creați, de fapt, o rutină conștientă de odihnă hrănitoare și de somn profund. Ce să vă mai spun? Este o carte pe care o recomand în vacanță, o carte pe care o recomand celor care au o problemă cu somnul, o carte pe care o recomand celor care își doresc să înțeleagă somnul. Ce face ca parte importantă din organizarea sistemului imunitar și echilibrarea sistemului imunitar și o recomand și celor care poate că n-au pus niciodată accent asupra acestei părți din viața lor, dar în momentul în care înaintează în vârstă, deja percep că există o indisponibilitate a corpului de a dormi puține ore, de a dormi oricând, oricum, fără niciun fel de, program conștient în acest sens și celor care simt că sunt pregătiți să facă lucruri mici, dar bune în viața lor, pornind poate tocmai de la odihnă. Pentru că românii nu sunt obișnuiți să integreze în viața lor acest dolce farniente, s-ar putea să descopere în această carte mai multe motive pentru care italienii sunt înaintea noastră la partea de echilibru și armonie în viața lor, tocmai pentru că își permit momente de relaxare, momente în care să se decupleze de la sursele de stres, dar și odihnă sănătoasă. Și longevitate, în primul rând, mai ales când vorbim despre țările din jurul bazinului Mării Mediterane, spaniolii, portughezii, grecii, turcii, italienii, care au un bun obicei care mie îmi place foarte mult,
acela de a dormi după amiaza câte două ore și ne aducem aminte cum părinții noștri când noi eram copii ne obligau, da, sau ne certau că trebuie să dormim după amiaza și noi nu și nu. E, ce bune ar fi acele ore de somn acum, iată, la maturitate. Și ca un sfat, dragi cititori, iată, un somn profund, un somn liniștitor poate duce la o siluetă de invidiat. A fost alături de noi Andreea Atincea, senior editor Herald. Am vorbit în cadrul campaniei Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate despre cartea Cum să dormi inteligent, 21 de strategii fundamentale pentru a dobândi un corp mai sănătos, o stare generală de bine și mai mult succes cu ajutorul somnului, de Sean Stevenson, o carte publicată în colecția Terapia a editurii Herald. Până data viitoare, vă spunem la revedere, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!